În urma controlului efectuat la nivelul Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu de către Direcția de Sănătate Publică la cererea Ministerului Sănătății, Florin Mergea, managerul unității spitalicești, și-a înaintat demisia Ministerului Sănătății. Chiar dacă la Direcția de Sănătate Publică Gorj nu a ajuns nimic, Florin Mergea și-a fluturat vinerea trecută demisia în fața șefilor de la Gorj. În această săptămână, Mergea s-a răzgândit și vrea să rămână în continuare la conducerea Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu, motiv pentru care a înștiințat în scris și Ministerul Sănătății. Doctorul Mergea a afirmat că a depus o cerere de demisie, apoi am fost anunțați că a revenit asupra demisiei din motive personale. Deci până la urmă nu a demisionat? Nu știm, ministrul va lua o hotărâre. Contactat telefonic, Florin Mergea nu a vrut să comenteze nimic cu privire la acest subiect. Nu vă pot spune nimic, nu comentez asemenea lucruri. N-am comentat cu nimeni și nu comentez cu dumneavoastră despre nimic. Vă mulțumesc pentru înțelegere și indulgență.